fost o provocare pentru dumneavoastră și pentru echipă să îmbrăcați tricoul roz? Nu, dacă chiar rozul la anumit bărbat le vine bine. Da, a fost o provocare și destul de grea, dar sunt sigur că acest lucru o să ajute femeile din viața noastră, pentru că orice bărbat are în viața lui câte o femeie, asta fiind mamă, fiică, nepoată, bunică chiar, și așa că este rândul nostru să le răsplătim și sunt bucuros, mai ales eu personal și cu siguranță toată echipa Dinamo, că face parte dintr-un asemenea proiect și putem ajuta femeile care nu au posibilitatea de a-și face analizele medicale. Eu vreau să transmit tuturor dinamoviștilor să se înscrie un număr cât mai mare în această Race for the Cure. Să arătăm că nu doar pe plan sportiv putem să fim foarte inimoși. În general, femeile din viața noastră au grijă de noi și atunci dacă noi în anumit moment al vieții putem să avem grijă de ele și să fim alături de ele, eu cred că ar trebui să facem acest pas și cu strângerea asta de fonduri pot fi salvate multe vieți.